Se spune că toamna se numără bobocii, așa că tradiția continuă și elevii din clasele a noua din cadrul liceelor sunt sărbătoriți de seniori. Balul bobocilor de la Dragomir Hurmuzescu s-a desfășurat în weekend la Casa Armatei din Medgidia. Evenimentul a strâns la oaltă elevi, părinți și profesori. Inițiatorii, elevii claselor a 12-a, au găsit combinația perfectă pentru o manifestare cât mai reușită. Un juriu obiectiv care a fost atent la cele mai mici detalii, sponsori generoși, dar și concurenți frumoși, ambițioși și dornici să-și arate calitățile și să încânte prin eleganță și rafinament. Se vede din an în an copiii din ce în ce mai talentați, mai frumoși și mai dornici să împărtășească cu noi talentele lor și o dezinvoltură mai accentuată față de acelor de anul trecut, de a ieși pe scenă și de a ne juca împreună mascați sau nu. Și pentru că totul s-a rezumat în cele din urmă la un concurs între elevi, competiția și-a supus participanții la mai multe probe. Astfel, balul bobocilor a debutat cu prezentarea tinerilor, după care a urmat proba de dans, la care elevii s-au descurcat foarte bine. Cele mai gustate de către public au fost probele de originalitate, la care tinerii au fost liberi să-și demonstreze talentul artistic. În cadrul serii au prezentat câte un moment artistic și elevii talentați ai liceului. Gelica Dode, care este și ea un boboc al liceului, a reușit să culeagă ropote de aplauze. Prezenți la eveniment au fost și cei din cadrul programului After School. După o seară lungă și palpitantă, membrii juriului au decis. Se acordă titlul de Miss Bobo 2014. Concreta câștigătoare din această seară este... Eu cred că am muncit cel mai mult, m-am străduit cel mai mult, am stat multe ore după repetiții, am stat după ore o grămadă și s-a văzut efortul depus. Și frumusețea este unul dintre avantajele să câștigi, dar eu zic că probele, cum ne-am descurcat la probe. Dacă nu ați aflat încă, vă spunem noi. Vremea balurilor dedicate bobocilor a sosit. Colegiul tehnic Dragomir Hurmuzescu din Medgidia a demonstrat că elevii au talent, așa că rămâne doar să-i vedem și pe tinerii celorlalte instituții de învățământ liceal.